ocup, că avem numai 40 de minute. Printre altele, de peste 10 ani facem, de când a apărut iPhone-ul și de când a apărut sistemul de operare Android, ne-am specializat de la început, fiind chiar una din primele companii din Timișoara sau din România chiar, care de la primul SDK care a fost dat release de către Apple, ne-am apucat să facem aplicații de telefonie mobilă. Bineînțeles, în același an în care Apple a venit cu iPhone-ul, a apărut și sistemul de operare Android și am mers ca de obicei pe amândouă, recunoscând la data respectivă, deci cu 10 ani în urmă, mai mult de 10 ani în urmă, recunoscând că asta va fi tendința, asta va fi următoarea tendință, așa cum în 1990, în anul 90, toate companiile erau nebunite de internet și orice companie lansată la bursă în Statele Unite avea undeva .com. În ea, deja la IPO, primeau o grămadă de bani și cursul acțiunilor creștea foarte mult. La fel am recunoscut, aceasta va fi o tendință nouă și cum vedem în lumea de azi, IoT, vă spune ceva, probabil Internet of Things și tot, telefonia mobilă și numai telefonia mobilă, smartphone-urile ne schimbă viața și se integrează, nu numai că se integrează, deci noi avem o dependență astăzi, imaginați-vă tinerii de astăzi, le ori telefoanele mobile, smartphone-urile, da? Poate nici n-ar fi rău să le luăm câteva ore smartphone-urile, pentru că se interacționeze unii cu alții, dar vedem că în viața noastră de zi cu zi nu ne mai putem imagina fără smartphone-uri și fără aplicații și nu mai vorbesc de internet și de restul. Acum, având în vedere că suntem într-un cadru foarte restrâns aici, nu suntem foarte mulți, eu m-am gândit, în primul rând n-am avut nimic pregătit, o să fiu sincer cu voi, n-am avut nimic pregătit pentru că sunt de părere că n-are rost. Aș vrea să facem treaba asta, să vă spun puțin din background-ul meu, ce am făcut, cum am ajuns aici, de ce sunt astăzi aici și vă vorbesc dumneavoastră. Și din background-ul meu sunt aproape convins că fiecare dintre voi va avea o întrebare sau alta și putem să facem efectiv să avem o discuție liberă și să vă, pe de parte, să vă ajut, să vă îndrum sau să vă dau niște sfaturi care, ca orice sfaturi, puteți să le urmați sau să nu le urmați și vedem cum se dezvoltă discuția și cum merge mai departe. Nu știu, mă gândesc că sunteți de acord. Văd mai multe lume care înclină așa. În 1990, imediat după ce Ceaușescu a fost împușcat, imediat, la modul de câteva zile după, deci în 25 decembrie 89 l-am împușcat pe Ceaușescu, nu eu personal, nu aici în România, la nici două săptămâni eu n-am mai fost în România, am fost plecat și am trăit foarte bine, mersi, în altă țară, până acum câțiva ani, când am început să vin în timp parțial în România, la ora actuală petrecând deja 70-80% din timp în România, dar având și o casă în Austria, ca să zic așa, și în Austria, când am plecat în 90, n-am știut un cuvânt german. Știam din filmele cu război, Ein, zwei, drei și una alta care erau pe vremea respectivă, germana mi se părea o limbă total colțuroasă, nu suna nicicum, urâtă. Astăzi am ajuns să o iubesc. Deci și cei care se duc la, de multe ori se duc studenții și încep un limbaj de programare și vai ce nasoli și una alta. Ei, când îl stăpânești, deja îți devine drag. În clipa în care orice stăpânim, nu ne mai e frică de ceea ce stăpânim și inclusiv în tehnologie, în clipa în care stăpânim tehnologia și noi de tehnologie vorbim astăzi, nu știu câți dintre voi sunt developer, sper că nu mulți, pentru că în clipa în care ești developer nu mai ai timp să faci alte lucruri, da? Asta mi s-a întâmplat mie, ultima linie de cod am scris-o acum 10 ani, dar asta nu înseamnă că nu înțeleg ce se întâmplă și de fapt nu asta este tot să fiu un developer. Deci, printre altele o să vedeți că mă postez mai multe despre mine. Am fost și student la arte plastice, la sculptură, mai multe semestre. Mergeam când aveam timp, făceam de plăcere, făceam pentru mine personal. Și vine vorba aia, ok, înveți o tehnică. Tehnica care o înveți este doar ca să pui în aplicare ceea ce vrei să faci. Deci tu ai o idee și ideea contează, deci conceptul contează. În clipa în care am o idee, am nevoie de tehnică ca să implementez ceea ce am gândit. Același lucru este și în soft.
poți să fii tu cel mai bun programator, dar dacă tu n-ai nici cea mai mică idee. Deci da, vei fi undeva o rotiță mică într-un angrenaj mare care produce un soft sau care merge pe ideea altcuiva. Dar în clipa în care ești creativ și tot și ai și tehnica necesară să pui în aplicare ceea ce faci, atunci faci un soft care, să zic așa, o să meargă viral și o să aibă un impact mult mai mare și îl va folosi lumea. Și de fapt asta vrem. Cum am început eu? 90, deci am mers, nu știam un cuvânt germană, o să fiu foarte scurt cu partea despre mine, că n-am venit să mă laud aici sau să zic una alta. N-am știut un cuvânt germană, am început ca muncitor, am lucrat într-o fabrică de cherestea, care mai târziu a venit în România și legată numai de scandaluri, e vorba de Schweikofer. Pe vremea respectivă, Schweikofer era cea mai mare din Europa și a doua cea mai mare din lume, eram numai în Austria, avea 4 puncte de lucru și lucram, luam cherestea, legam niște scânduri și asta făceam, 8 ore pe zi, 10 luni. După 10 luni făcând treaba asta, o mașină lângă noi se tot defecta mașina respectivă, având încă de pe vremea, să zic așa, comunistă din România, școala noastră era cumva, cum să zic, adică învățam pe vremea aia. O să ajung și la studenții din ziua de azi, o să zic câteva cuvinte, sunt puțin dezamăgit de unele aspecte din studențimea de astăzi, dar mă rog, pe vremea aceea învățam, aveam cât de cât aveam o cultură generală bună, da? Mașina care se tot strica lângă noi era reparată noaptea pentru a putea fi utilizată a doua zi. Și am observat că nu o reparau bine. Venind Schweikofer personal, Gerhard Schweikofer venise într-o zi acolo și tot voia să știe omul de ce se defectează mașina. Ei, când îi se tot defecta lui mașina, m-am dus cu germana mea de baltă, m-am dus acolo, am încercat să mă bag în seamă, Platzmeisterul de acolo, persoana responsabilă de acolo, m-am trimis la plimbare și Schweikofer a zis, nu, lasă-l să vorbească. Am cerut o hârtie, un creon, am desenat niște chestii și am zis, wow, ok. M-au trimis înapoi la lucru, peste 2 săptămâni am fost chemat la birou. Reparasele mașina cum le-am propus eu să repare mașina respectivă. Peste 2 săptămâni m-au chemat la birou. Când erai chemat la birou, nu era bine. Nu era bine, că de obicei era ultima ta zi în firmă. M-am dus la birou cu un sentiment așa, zicea, domnul Tornoveanu, da. Zice, ne-am gândit că dacă vrei să lucrezi la întreținere, deci decât să iau scândurile alea și să le leg toată ziua din stânga, să le pun în dreapta 8 ore, zice, a, super, la întreținere. Zice, numai la întreținere va trebui să lucrez de noapte, pentru că noaptea mașinile sunt oprite și întreținerea se face noaptea, nu știu ce. Dar zice, ai sporul ăsta de noapte, ai un alta. Zic, ok, de noapte, pot să-mi folosesc ziua, dorm mai puțin de dimineață, ok, am acceptat de noapte. Ok, am mai stat câteva luni acolo la Schweikofer, am lucrat de noapte. Și între timp am primit o propunere, am ajuns să stau de vorbă, germana mea profesa, am ajuns să stau de vorbă cu cineva, să zic, mi-am creat un cerc de prieteni de austrieci și am ajuns să stau de vorbă cu cineva care avea o companie proaspăt înființată, era de 2 ani înființată și avea nevoie de o persoană care calculează ofertele și face desene tehnice. Și vorbim cu mine de fapt, știi să desenezi, știu. De calculat, știu că știi să calculezi, vrei să... Gata, bun. Am intrat ca desenator tehnic și calculam ofertele. 3 ani mai târziu eram managerul companiei respective. Germana s-a pus la punct. Între timp m-am înscris și la facultate în Germania, la facultate la distanță. Primeai toate cursurile acasă, după servicii. Parcurgeam cursurile, învățam, la examene trebuia să mă duc personal, în München erau toate examenele, mergeam la München, îmi dădeam examenele, veneam acasă. Am terminat facultatea de științe economice la distanță, era în Germania. Specializarea, studiul în Germania era împărțit în două, era studiul de bază, studiul de specialitate, în studiul de specialitate am ales informatică economică. Deci am ales informatică economică, aici terminasem, am fost la liceu de informatică. Fratele meu la liceu de informatică, vărul meu la liceu de informatică, al doilea beșor, toată lumea terminase informatică, o parte din ei erau la facultate aici și tot informatică. Eu am fost oaia neagră din familie care a zis, bă, nu informatică, am zis științe economice. Și mi-a zis, ești nebun, cum științe economice, nu? Adică toți erau cu informatică. Și le-am zis, bă, științe economice și îți zic de ce, dacă tu ești informatician, da? Și ești programator, tu stai și programezi, da. Poți numai în domeniul ăla să lucrezi. Ca științe economice poți să lucrezi, orice companie are nevoie de un economist. Nu mă refer de un contabil. Aici avem problema cealaltă care am observat în România. 90% din cei care termină științe economice sunt contabili. Nu de aia se face științe economice, ar trebui să fim economiști. Da? Și să avem o idee de business. Și zic, bă,
Ăsta a fost motivul. Dar specializarea informatică economică. Informatica economică ce era? Adică dacă vorbești cu un dezvoltator, sunt puțini care știu ce e Avis, ce e un alta, habar n-am. Dar în schimb, cei din partea de business nu înțeleg bits și bytes și chestiile alea, alte nu le înțeleg. Noi eram interfața care făceam legătura între partea de business și cei de acolo. Și 9 ani după ce mă angajasem în firma respectivă la care am început ca desenator tehnic și eram manager, mi-am creat propria mea firmă de construcție, era o firmă de construcții și mai multe jumătate din personalul de acolo au plecat cu mine și au lucrat în firma mea. În firma mea am început să-mi scriu soft singur. Softul care mi-l scriam era soft pentru optimizarea producției. Cumpăram tot felul de produse, dintre care majoritatea erau cu o lungime definită, adică lungim bare de 6 metri, de 12 metri și așa mai departe, și aveam resturi de materiale foarte mari. A fost primul program care l-am scris și algoritm, cum să împart cel mai bine lista de bucăți ca să am rebutul foarte mic. A fost primul program, am început să-l scriu, după am început să scriu o bază de date pentru clienți, la vremea cealaltă nu erau cu bază de date, cum SQL-ul era. Puțin știau despre SQL, noi făcusem la facultate și așa mai departe, dar lumea știa de Access, care era o porcărie de la Microsoft, nu vreau să vorbesc despre ea. În schimb, ne făcusem bază de date, nu că Microsoft ar fi o porcărie, să nu mă înțelegeți greșit, dar Access în sine nu era, avea limitările lui și așa mai departe. Am început să fac bazele de date, NSQL, puneam, interfața nu arăta cea mai prietenoasă la început, asta în timp m-am dezvoltat, dar am început să-mi scriu soft singur. La un moment dat am zis, dacă scriu eu softul, în primul rând am văzut că și alții au nevoie de ceea ce fac eu, companii mici așa de nișă și tot, toți aveau nevoie decât un soft. Vă imaginați-vă, pe vremea respectivă, în anii 90 și ceva, adică erau 286, 386, 486, am prins Windows-ul de la început, în primul rând era DOS-ul și prima versiune Windows for Workgroups și așa mai departe, nu vreau să merg prea mult în istorie, că nu mai folosim chestiile astea. În orice caz, făcusem o bază solidă, dar ce am observat, dacă eu sunt dezvoltator, nu am timp să fac partea de business. Și am început să-mi angajez primii programatori. Și am angajat un programator, al doilea programator și eu, de fapt, vindeam softul, mă ocupam de ei, aveam discuțiile cu clienții, înțelegeam cerințele de business ale clienților, că în general asta este ok. Faci un business requirement, vezi care este problema care există pe piață și după aia încerci să vezi cum o rezolvi. Iar ei programau. Și așa mi-am dezvoltat o firmă de software în Austria, care există și în firma de azi, și în ziua de azi, și funcționează și în ziua de azi, și are angajat și în ziua de azi, și merge foarte bine. Și undeva prin... Între timp m-am înscris la SERAL, la Facultatea de Construcții în Viena. Fiind în firma mea de construcții, e puțin diferit de România, îți trebuie o grămadă de autorități și ștampile și un alta, la care oamenii trebuie să fie angajați în firmă cu cel puțin 20 de ore pe săptămână, adică cu jumătate de normă. Nu e doar că te-ai dus, ai plătit și ți-a pus cineva ștampila pe plan, cum este aici. Nu. Deci trebuia să fie angajat. Și erau costuri foarte mari care mi le genera în companie și bă, de-aia să fac eu și facultatea de construcții. După 4 ani am terminat și facultatea de construcții în Viena. Asta însemna luni, miercuri, vineri, de la ora 5. La 4 plecam din firmă, la 5 eram la facultate, până la 9:30 și sâmbăta era de la 8 la 1. 4 ani de zile. Deci, uite, casă, familie și una alta erau, deci trebuie să fac niște compromisuri aici, da? Bun, am terminat și facultatea de construcții în Germania, mi-am dat afară pe toți care își luau banii numai pentru că erau angajați cu 20 de ore și nu prea produceau nimic în firmă. Și firma de construcții există și în ziua de astăzi, da, e tot așa, e bine în Austria. Nu mai sunt asociat în ea de câțiva ani de zile, pentru că asociatul meu, dacă zic, băi, faci atâta chestii în România, nu îmi dai mie părțile tale, eram doi asociați. Zic, sigur, mi-am făcut o ofertă, am luat-o, suntem ok, suntem prieteni și în ziua de astăzi. Bun. Deci am lucrat în construcții, științe economice, am făcut programare și așa mai departe, aveam firma de programare, cam ăsta este background-ul și aici puteți să mă întrebați și cum e școala acolo, cum poți să înscrii la facultate în Germania, cum poți să înscrii la facultate în Austria, ce ai nevoie și așa mai departe, pot să vă zic, să vă dau detalii în continuare. La sfârșitul 2005 am venit în România, în 2006 am luat decizia, la începutul 2006 să vin aici, în 2006 am înființat compania Vox FileMaker Solutions. FileMaker era o bază de date. Deci Apple are o companie care se cheamă FileMaker. Încă din 1984 a apărut, se chema Claris.
versiunea 1, 2, 3, 4 de la FlyMaker era Claris. Pe undeva prin anii 90 au schimbat numele, a devenit FlyMaker 1, FlyMaker 2, astăzi suntem la versiunea 16. Mergea atunci nativ pe Windows și pe Mac Computers, merge și astăzi nativ pe Windows și pe Mac Computers. Este server client, este nativ, merge pe orice iOS, merge nativ FlyMaker. Noi și în ziua de azi facem aplicații care sunt în FlyMaker și care merg foarte bine. Și la modul că în două zile ți-am livrat o bază de date pe telefon mobil care funcționează extraordinar. În 2006 făcusem FlyMaker, compania FlyMaker Solutions în România, dar în general am început să-mi caut oameni și mi-am găsit oameni care lucrau în FlyMaker, dar softul vindeam, nu vindeam în România, îl vindeam tot în străinătate și așa mai departe. Acum 5 ani de zile făcusem pentru o firmă din București, de un birou de avocați, un soft de gestiune a documentelor pe tablete la vremea respectivă, deja cu 5-6 ani aveau, pe iPad 2, nici nu știu ce iPad 2 era atunci, asta, ei își gestionau toate elementele, toate documentele de pe iPad și așa mai departe, le generau, le stocau, aveau versiune, aveau versioning, aveau versiuni diferite, erau foarte încântați de softul care îl aveau. Compania de acolo, proprietarul era american și proprietarul de acolo a intrat într-un business și mi-a zis, nu vrei să lucrezi pentru noi, suntem compania americană și de fapt vrem să facem securitate biometrică și în zilele de astăzi când toată lumea s-a săturat de username și de password, mai ales că acum 10 ani era boieria, adică aveai un cont, țineai minte, un username și un password. În ziua de azi cred că trebuie să ai 40 și oricum nu mai știi care, când vei și încerci la parole de te doare capul. Și acum 5 ani mi s-a părut, wow, excelent, adică eu sunt parola, da? Eu cu biometrie sunt parola, perfect, mergem pe treaba asta. Tot softul, și o să vă arăt 5 minute, o mică prezentare, o să vă arăt câteva utilități ale softului respectiv. Este dezvoltat la noi aici în Timișoara și mai avem o echipă mică în București care pe partea de backend, dar toată partea de frontend e dezvoltată la noi în Timișoara. Softul nostru este folosit astăzi în producție de bănci. Nu este Touch ID, pentru că nu toate telefoanele au senzor de Touch ID sau nici pe Android nu toate telefoanele au senzor ca să citească amprenta. Este mai dezvoltat, dar în schimb toate telefoanele au o cameră de cel puțin 5 megapixeli în partea din spate. Noi folosim camera din spatele telefonului, mi-am scanat, să zic așa, cele 4 degete. Noi numim tehnologia noastră Four Fingers Touchless ID, touchless pentru că nu pune mâna pe ea. O să vă arăt într-un app de producție la o bancă unde eu mi-am deschis cont, a fost prima bancă care mi-a introdus tehnologia, ING-ul, apropo, o introduce acum în Olanda și probabil într-un pas o să vină și în România. Tehnologia este făcută la noi, în Timișoara. Pe lângă asta, Touchless ID, până acum toată lumea folosea, dacă ați mers în Statele Unite, te pune să-ți iei toate amprentele, ai un scanner, ți-ai pus cele 4 degete pe scanner, și îți iau amprentele și ți le pun într-o bază de date. În clipa în care tu apeși pe scanner, cele 4 degete, atunci ele sunt presate. Amprenta ta față de touchless diferă de amprenta față de degetele apăsate, pentru că aici este tridimensională. Poza nu arată ca și când mi-am apăsat degetele. Echipa noastră de la Computer Vision, prin soft am făcut ca amprentele astea să fie compatibile. Institutul NIST, da, National Institute of Standards din Statele Unite ne-a certificat. FBI acum introduce tehnologia noastră în Statele Unite pentru că orice polițist în clipa în care l-a luat pe cineva, i-a luat amprentele, le-a trimis direct în baza de date, nu mai trebuie să folosească hardware scump ca să ia amprentele și așa mai departe. Deci este următorul use case. Pe lângă Four Fingers Touchless ID, ca să pun pe nume corect, noi am mai dezvoltat și recunoaștere facială, am avut discuții cu Apple acum 3 ani, acum 2 ani, acum un an și vă zic așa, fără să părem noi cei mai deștepți și tot, dar la data respectivă, noi când discutam cu Apple, le ziceam face recognition nu va funcționa dacă nu ai cameră de infraroșu, dacă nu ai tot hardul care este pus acum în iPhone X, poate ați văzut prezentarea la iPhone X ca să te recunoască,
Noi nu ne puteam permite. Noi acum 4 ani am făcut un case în care îți spuneai telefonul era ca un mofi cu baterie, care avea o cameră de infraroșu și avea exact hardul care acum la Apple îl puneam. Dar case-ul ăla era atât de mare, arăta ca o cărămidă, deci nu ți-ai fi pus chestia aia pe telefon, nici să te bate cineva. Și am renunțat la treaba asta, dar din discuțiile cu Apple și așa mai departe, au preluat cam toată ideea și pot să vă dau un scris că din hardul care este în telefonul iPhone 10 acum, în mare parte se bazează pe discuțiile care le-am avut cu Apple în ultimii 3 ani de zile. Am avut 3 discuții, a fost foarte interesant, tot ne-am mulțumit și ca și o corporație foarte mare ne-a dat șut în curs și s-a folosit de ideile noastre. Se întâmplă în viață, da? Asta a fost puțin despre background-ul meu. Acum, ce se întâmplă într-o firmă de IT? Pe lângă asta, ce mai fac acum? Bun, ok, avem Volkswagen Maker Solution, am avut primul magazin autorizat de produse Apple, care a fost în mall, eram box store, eram sus la etaj, a venit iStyle-ul, un scandal destul de mare, noi ne-am mutat în centru, poate știți, pe Alba Iulia, în clădirea Operei, avem magazinul acolo, suntem Apple Authorized Reseller, suntem Apple Authorized Training Center, deci am fost vreo 5-6 ani de zile am fost training și suntem doi traineri în România care suntem autorizați de Apple și suntem premium service provider. Premium, de ce vă zic că este singurul premium din România și asta e datorită calității care în relația cu clienții și așa mai departe, de aceea suntem premium. Bun, dar pe lângă toate astea, construcțiile mi-au rămas așa ca și pasiune în sânge și sunt și acționar la cea mai mare firmă de construcții din vestul României, în Timișoara. Am construit peste 900 de apartamente, acum construim o clădire care eu zic că este cea mai cool din Timișoara de birouri, este Vox Technology Park, poate ți-au zis de ea, sau în calea Torontalului, în decembrie o să fie gata, începe să prindă tot mai mult contur. O să vedeți și un design. După ce lucrezi 10 ani cu Apple, n-ai cum să faci produse cu design, să zic așa, necalitativ sau lucrurile care le faci pur și simplu sunt frumoase. Deci, Vox Technology Park este cool nu numai din faptul că arată foarte bine și materiale folosite și absolut tot este top class, dar am introdus și tehnologie în ea. Am introdus și vom avea securitatea pe biometrie. Deci te vei autentifica, nu vei mai avea badge-uri, nu o să ai token-e din alea NFC-uri, mă rog, nu o să citești nimic, pur și simplu te autentifica pe telefon, ți se emite un card ca și la avion, ți l-ai scanat, te-ai dus, trebuie să intri, ai ușa, ai acces, nu ți-ai scanat, ai cu telefonul. Chiar vedeam pe Tion astăzi că s-a furat o bicicletă de la City Business Center, a fost filmat omul foarte calm, a intrat, a sărit targul, a luat bicicleta, a ieșit, nicio problemă. Nu pot să se întâmple asta. Acum, ce avantaje îmi dă mie biometria față de username și parolă? În primul rând, am tot timpul la mine, da? De gândit că să țin minte. Nu răspunde la tine, mamă, nu am așa. Deci, noi la biometrie garantăm că tu ești cine spui că ești, da? Oricine poate să ia un username, poate să ia parola, cuiva poate să ia legiul și să aibă acces undeva. În schimb, la biometrie s-a încheiat. Deci aici știm exact că tu ai fost cel care ai făcut operația respectivă, de aia și în bancă, în bancă apar tot felul de noi reguli, printre care o autentificare trebuie să fie cu două metode din trei posibile. Cele trei metode de rezumă, pe scurt, știu că sunt istor, acum o să trec la partea de lemnă. Este ceva ce știu, da? Ce știu este un username, adică username în parola care știu, sau un PIN, da? Este ceva ce știu, o metodă. A doua este ceva ce am, poate să fie un telefon pe care primesc un SMS, poate să fie un token sau așa mai departe. Și a treia este ceva ce sunt. Ce sunt este un biometrie, fie că este face recognition, că este fingerprint, mai există patente care citesc venele, pattern, da? Vin pattern, dar poți să-mi scanezi. Deci sunt tot felul de biometrii, da? Și pentru efectuarea unei plăți ai nevoie să folosești două metode din trei. Asta nu că băncile vor, că după ce îți cer username și parola să intri într-o aplicație, mai îți cer și token. Așa este în Uniunea Europeană regula, că trebuie din trei metode să folosească două.
Ei, noi cu partea noastră de biometrie și cu aplicația care avem, de fapt le folosim toate trei combinate cu, în biometrie, cu niște sisteme spate, sunt certificate, mă rog, chestii tehnice. Deci, o să vă arăt două lucruri. O să vă arăt o chestie care e foarte cool, cum eu, dacă folosesc un site, de exemplu, la care trebuie să mă loghez, o să vă arăt cum mă loghez de pe telefon, mă autentific și intru pe site fără să folosesc username și parolă, pur și simplu cu biometria. Și după aceea o să vă arăt puțin aplicația care e în producție, de la unde am eu cont, de la Banca Olandeză. Vă și recomand să vă faceți cont acolo, pentru că îl puteți face din România, vă ia 5 minute să faceți contul. Bunk se cheamă banca, nu le fac reclamă, dar mie îmi place, deci toată familia mea o are, toți prietenii mei au cont de Bunk. Este gratuit și l-ai deschis în 5 minute de acasă. Nu contează că e 12 noaptea sau că e 3 dimineața sau că e 11 la prânz sau 12. Poți să-ți deschizi contul de acasă, trebuie să ai dat pașaportul cu tine, ți-ai descărcat aplicația, ți-ai pus datele, la un moment dat faci un video call cu cineva, respectiv îți spun, ok, întoarce, arată-ne pașaportul, pune-l pe masă, întoarce prima pagină, scanează așa și așa. El își întoarce camera ta, o să fii surprins, că zice, ok, vezi că acum întorc camera și o să văd în partea cealaltă. Adică să n-ai chiloții și ciorapii acolo, da? Îți pui pe masă, îți pui camera unde trebuie și ți-ai deschis contul. Voi ia 5 minute, vrei să-ți comanzi un card ca să-ți iei banii de la bancomat, dar primești tot așa, un IBAN, încă n-am intrat în România. Dacă ești în Austria, primești un IBAN de Austria, eu l-am de Olanda, că ai făcut de mult contul. Ai un IBAN de Olanda, ai un card care, crede-mă, și ăla în operare este mai ieftin decât cardul din România de la bancomat, mai ales în Austria nu se ridică, nu se percep taxe la bancomat. Deci, vă chiar recomand să vă faceți cont la Bunk și veți folosi tehnologia noastră în fiecare zi. Bun, o să sper să știți cum e cu demonstrațiile, că de obicei... O să vă arăt puțin că... Vedem ceva? Vedem despre noi? Da. Ok. Bun. Un puțin. Vedeți și telefonul meu mobil, da? Da, da. Și multe mesaje necitite. Ok, deci aici este un site și să zic că pe site-ul ăsta de aici, de la Veridium, care este... Pe site-ul de la Veridium, da? Trebuie să mă loghez. Bun, o să deschid acum o aplicație pe telefon, vedeți că mișc telefonul, care se cheamă Banking. De la Veridium ID și voi zice, ok, vreau să mă loghez pe desktop. Acum fac un click pe desktop login și el vrea să scaneze ceva. Ce vrea să scaneze este QR code, deci de la bancă, da? În clipa în care apropii telefonul, am scanat QR code-ul, el îmi cere, ok, autentifică cu 4 fingers, da? Deci nu fac nimic altceva decât îmi pun degetele în spate, mi-am ținut mâna. Asta a fost autentificarea. În clipa în care m-am autentificat aici, da? Îmi scrie, ok, session set is completed și pe desktop sunt logat pe site. N-am folosit username, n-am folosit parole, mi-am folosit telefonul mobil ca să mă autentific pe site. Bun. Asta a fost una din chestii. Acum o să vă arăt și aplicația de Bunk, The Bank of Free, da, cum zic ei, pentru că tu decizi ce faci cu banii tăi și o să vedeți cum îi numește fiica mea de bani, de exemplu. Da? Și m-am pus, nu știu cine m-am pus să zic să-și facă cont la Bunk. Ok, asta este aplicația mea de Bunk. Am mari și tare 1766 de euro și 95 de cent pe cont. Dacă mă duc în event, aici văd că avem tot felul de chestii. Starbucks, Piața Victoriei, da, Piața Victoriei, Starbucks, Timișoara, Hornbach, mai și lucrez, da? Mi-am spune, mai lucrez acasă. Bun, fiica mea Nicol Tornăreanu i-am trimis 260. Ce face fiica mea? S-a obișnuit că are butonul ăsta de request, care ar trebui să-l scoatem din aplicație. Intră pe request și scrie, de exemplu, o să-i trimit unui prieten, lui Mark, și zic, ok, Mark, description, hai zicem, test,
dă-mi, te rog, un euro, măcar un puțin. Next, și acum îi send un request lui Mark. Bun, n-avem niciun. Ok, bun. I-am trimis lui Mark un request. Dacă mă duc acum în event, o să văd că i-am trimis lui Mark un request. O să vedeți că Mark, dacă are telefonul, el primește un push notification, zice, bă, Virgil ți-a cerut, deschide pur și simplu aplicația. Mark, transaction accepted your request. Ok? Deci, pe cont acum, eu trebuie să am 170.177 de euro, da? Deci, unul mai mult avem. Cam asta face fiica-mea cu mine, da? Oriunde ei fac mai mine câte un request din asta. Bun. În clipa în care vreau să fac o plată, aceea vreau să mă duc pe Pay, și aici intervin regulile Uniunii Europene, de la 260 de euro, ei, până la 260 de euro mă lasă cu fingerprint-ul de la Apple, se fac tranzacții. De la 260 de euro, zice, fingerprint-ul e riscul prea mare și sunt o grămadă de metode de a face spoof la fingerprint de la Apple. Nu știu dacă știți, chinezii au făcut mânușa aia, mi-am luat mânușa, m-am pus amprenta și cu mânușa m-am logat. Asta știți dacă vreți să deschide telefonul soțului sau prietenii. După de asta ai putem să iau mânușile. $9.90, deci nu e... E mai mult tot cu transportul din China până aici. Cu a noastră, cu aplicația noastră nu chiar se potrivește, dar mă rog. Vreau să fac o plată, când mă duc, ce-mi scrie aici? IBAN, phone or email. Deci atâta ducare, nici măcar nu trebuie să știu IBAN-ul respectiv, dacă l-am în contacte, îl caută la ei și știu că este IBAN-ul lui. De exemplu, eu vreau să-i trimit niște bani lui Nicol și știu efectiv scriu Nicol aici. Când ați văzut Nicol, mă găsește și îmi scrie și IBAN-ul ei, de desubt, da? Nicol fiind fiică-mea, da? Am pus o descriere, am pus... hai să nu exagerăm, să nu trimitem niște bani, să obișnuiește rău. Am pus numele, am pus descrierea și așa am trimis. Bun. Acum, în event, de fapt, ăsta e ca și extrasul de cont, pot să-l și export. Dacă vreau cardurile, de aici îmi comand un card, ăsta este cardul meu de la Punct. Este personalizat, vreau un card de la Punct, mă duc, îi dau, ok. Cum îmi cumpăr un card? Maestro for everyday use in Austria, sau vreau un card de un Mastercard? Pur și simplu îi dau de aici order Maestro, definesc, eu definesc ce să scrie pe. Eu îmi definesc PIN-ul din aplicație. Și tot din aplicație zic adresa la care să mi-l trimită și îmi vine în 3 zile la prin poștă primit acasă și cu asta s-a încheiat. Deci este totul, asta înseamnă tehnologia în viața modernă, da? Deci efectiv ți-ai rezolvat absolut tot, asta este banca mea preferată, tot mai mult și am multe prieteni de ai mei din ziua de azi. Acum o să vă arăt și altceva. În account aici, vedeți în dreapta sus, este poza mea, dacă mă duc pe poza mea de aici, am care scopurile mele, notification, Dutch switch service, habar n-am ce asta, nici nu mă interesează. User accounts folosesc și de pe un telefon, sunt Virgil, dar o să vedeți la... Mergem la security, de fapt folosesc aplicația și de pe Android, o folosesc ca testare și așa mai departe. Am la security, așa cum v-am zis, reset hand recognition, preferred authentication este hand recognition. Acum, olandezii nu numesc 4F autentificarea noastră, pentru că 4F este drogul cel mai la modă din, Olanda, da? Și au zis, bă, nu dă chiar bine dacă îi zice 4F, da? Și au ales ei să se cheme hand recognition. Ok. Hand recognition este folosit ca preferred authentication. Dar ei poți să-ți pui, bineînțeles, și o parolă. Parolă foarte faină, iubesc treaba asta, care este formată din 5 cuvinte, uitați-vă. Dacă vreau să-mi pun un passphrase, da? Consists of at least 5 words. Adică să țin minte 5 cuvinte în ziua de azi. Seriously? Hai să fim serioși. Bun. Dar hai să zicem că vreau să-mi pun, să vedeți cum funcționează în producție, ce v-am arătat. Îi zic, vreau să-mi pun o parolă. Ca să pot să-mi pun o parolă din 5 cuvinte, trebuie să mă autentific înainte, cum mă autentific cu 4 fingers. Zic, set a passphrase, hand recognition, și îmi zice, ok, verify my identity. Și acum, dacă vedeți în partea de jos din dreapta, Veridium Hands-on Security, asta este ce produce noi la Timișoara. Mă duc aici, îmi pun degetele din nou în spate, please hold still, ca scanat degetele, și acum zice, ok, ai fost verificat, spune-ți, te rog, parolă. Deci asta este ce lucrăm noi de 5 ani de zile. Așa cum v-am zis la FBI, o să folosim treaba asta, Uber, suntem în negociere cu ei. Uber are o problemă. Care este problema la Uber, ca use case?
tu îți instalezi și îți valadezi un app de Uber și îți comanzi mașina, te-ai urcat într-o mașină și ai plecat. Asta este aplicația de client. Timpul. Ok. Asta este aplicația de client. Dar aplicația de șofer este diferită. Ca tu să ajungi șofer de Uber, trebuie să treci prin mai multe procese. Deci un background check care ei zic, ok, vrem să vedem că nu ai criminal records, dar te duci, îți trebuie cazierul, trebuie să te depui, să scanezi, să le trimiți cazierul, îți trebuie asigurarea de la mașină, îți trebuie pozele de la mașină și așa mai departe. Le trimiți tot, după aia ești aprobat și primești o aplicație de șofer. Care șoferul și instalează aplicația de șofer, noi ca și clienți ne instalăm aplicația de client. Acum, cei de la Uber primesc un username și o parolă. Și el trebuie să se autentifice înainte de a intra în cursă, trebuie să se autentifice cu username și parolă. Și Uber vrea ca să știe că ăla e șoferul care conduce. Acum tu ai venit de azi, hai să zic, n-ai venit de azi, ai venit dimineața la ora 9 de la weekend, da? Și zici lui frate tu, bă, nu te duci să faci niște bani, eu oricum n-am chef, ia mașina și du-te. Și frate tu are username și parolă, da? Care frate pe un criminal recunoscut și așa mai departe, da? Nu vreau să zic frate, nu spus că mă uit la deci în general, da? Și se întâmplă ceva și liability, adică e responsabilitatea lui Uber. Ei, cum poate ei să împiedice chestia asta? Nu? Tocmai prin biometric authentication, adică noi îți garantăm că tu ești cine spui că ești. Înainte de fiecare cursă și ne-am gândit aici la mai multe. Four fingers nu-i sexy, că-i seara, că se-și pună, să nu știu ce. Cu fața îți probleme cu lumină, că nu o să aibă toată lumea iPhone 10 din prima zi. Și atunci am zis cu voice recognition, da? Deci avem voice recognition și voice-ul este o chestie de biometrie, dar el spune propoziția, a fost identificat, de exemplu am plecat în cursă, da? Sau eu știu eu ce propoziție vrea el, spune, este autentificat și Uber știe că ăla este șoferul și că nu-i frate tău sau și așa mai departe, da? Deci partea asta de biometrie o putem folosi într-o grămadă de use case-uri, adică oriunde am nevoie de autentificare o putem folosi. Bun, mi s-a tras atenția cu timpul puțin. Cam asta este cu ce mă ocup în ultima vreme, pe lângă construcții și alte chestii. Orice întrebări aveți din orice domeniu, cu mare drag vă stau la dispoziție. Așa, da. Eu am o întrebare. Așa cum ai spus și la început, ne e frică de ceea ce nu cunoaștem și cred că trebuie făcut foarte mult lobby pentru partea asta de biometrie. Ok, știu întrebarea, am răspuns de sute de ori la ea, unde se ține biometria, cât de securizată este și așa mai departe. Bun. Pentru că există, avem o scenarită. Bun, dar o să devină plictisitor. Deci, vectorul biometric, nu e ce extra, nu, în primul rând nu este o poză. Deci ceea ce se face acolo, da? Când ăsta nu este o poză, nu o pot recompune ca o poză. Deci dintr-o imagine, că e de la amprentă, că e de la față, că e de la voice, se extrage un vector biometric, până la urmă e un șir de bits și de bytes, care asta este oricum în informatică, care noi facem în felul următor. Ok, unde îl ținem ăla? Nu-l ținem niciunde. Cum adică nu-l ținem niciunde? Păi foarte bine, în primul rând îl splituim. O parte rămâne întotdeauna pe device-ul tău, deci rămâne pe telefonul mobil, iar cealaltă parte, splitul nu este pur și simplu tai bits în două și zic jumătate rămâne în jumătate dincolo. Folosim visual cryptography, avem un patent pe așa ceva care e făcut de noi, visual cryptography, ăsta algoritmul, în care printr-un anumit algoritm se face un split de la treaba respectivă. Dacă tu iei partea stângă și partea dreaptă și le pui înapoi, vei reface o poză, dar poza aia nu are nicio legătură cu ce a fost inițial, pentru că e făcută printr-o criptare cu un algoritm. Ok. Jumătate rămâne pe telefon, jumătate merge pe serverul de backend. Ok? Deci, oricine îți hackuie telefonul, nu are ce să facă cu partea, cu jumătatea aia de biometrie. Oricine, să zic, prin reducere la absurdă și banca îi are o responsabilitate ca să nu intre. Nu prea m-au zis să fie bănci hackuit, am zis să fie Yahoo hackuit, am zis să fie... Dar, în orice caz, și dacă hackuie intru pe backend în bancă, tot găsesc numai o jumătate de biometrie și în rest nu găsesc nimic altceva. Pe lângă asta mai sunt mai multe, să zic așa, sisteme de securitate. Acum, bun, am jumătatea de biometrie din vectorul inițial, când fac la enrollment, ați văzut și la Touch ID. Ții de mai multe ori amprenta și aia se ține în schimb numai pe telefon, de aia nici nu este secure, pentru că eu pot să fac o aplicație care bypass-uie tot timpul funcția respectivă și zic tot timpul true, true, true. Deci indiferent cine pune degetul, eu pot să zic că e true și m-a autentificat. De aia nu este secure să fie matching-ul făcut aici. Noi ce facem? Tu acum ai jumătate din template-ul tău pe telefon.
În clipa în care te-ai autentificat, nu o să zic cu fața, ți-ai luat poza la față și te-ai autentificat cu fața, atunci noi luăm fața persoanei care acum vrea să se autentifice, cu jumătatea aia din template-ul tău, ele sunt trimise pe un canal 2 SSL, care e securizat din ambele părți cu certificatul și tot, merge la server, serverul ia, recompune vectorul inițial, face matching-ul cu al doilea care îl trimite și îi zice da sau nu și nu vorbește cu telefonul direct, vorbește cu serverul de la bancă, de exemplu, ăluia îi spune și pe celălalt canal vine partea dacă ai fost autentificat sau nu. Deci o grămadă de chestii de securitate. Deci, faptul că eu îmi pun biometria într-o aplicație este mai mult decât secure pentru că ea nu este salvată niciunde. Regulile din Uniunea Europeană, noi ne-am mutat foarte mult până am primit aprobările și în Olanda și așa mai departe, că ziceau că n-ai voie să faci storage la vector. Păi noi nu facem. Păi și cum faceți? Păi nu facem storage. Păi la cine? La client? Păi nu-i nici la client. Păi cum? Deci n-aveau prevăzută chestia asta. De aici vine creativitate. Și creativitatea nu vine dacă tu ești doar developer, da? Și stai și nu mă codezi. E bine să știi să codezi, dar trebuie să fii și parte creativă. De aia să vedeți și în nou Vox Technology Park, unde ne mutăm și noi de la, nu este în clădirea Bosch, la etajul 9. Ne mutăm în Vox Technology Park, avem acolo niște suprafețe mari de relax, de jucat ping-pong, darts. Știu că e pun porno mea la darts cu joc. Asta timp când nu o scui, păi ok. De aici vine creativitatea. Deci inclusiv cei de la regulation, ca să zic așa, n-au găsit, nu s-au gândit că se poate face un split la vectorul de biometrie. Deci noi nu îl salvăm. El se află într-adevăr pentru câteva fracțiuni de secundă în memoria de lucru a serverului când se face matching-ul, dar este automat distrus. Deci scopul biometriei nu este să fii urmărit, ci să fii securizat doar pentru tine. Să-ți asiguri tu, exact. Și okay. Există, se cheamă GDPR. R2, poate cei care au conturi la Google și așa mai departe de firmă au primit ieri și astăzi GDPR2 este regula nouă care până în primăvara anului viitor trebuie introdusă de toate băncile și oricine ține date, în care printre altele ai și the right to be forgotten. Deci dreptul tău, în clipa în care te-ai dus la o bancă și spui eu mi-am închis conturile aici și cer explicit să șteargă toate datele despre tine, sunt obligat să aibă o funcție în care ei apasă pe un buton și nu mai există niciun record despre tine. Google a trimis niște mail-uri cum că o implementează și dacă vrei trebuie să te duci și să zici explicit vreau treaba asta. Eu azi noapte am primit mail-urile și azi deja colegii îți trimiteau, bă, uite, Google-ți cu câteva luni înainte. Asta pe undeva prin mai la anul trebuie să fie introdusă de peste tot. Toată tehnologia care folosim noi și care, deci inclusiv back-end-ul care îl dăm noi băncilor, SDK-ul nostru și așa, toate funcțiile astea sunt deja incluse. Dacă tu dorești, ai spus explicit, eu nu mai vreau să fiu acolo și orice record despre tine, numai jumătatea de vector care și aia e criptată și așa mai departe, tot dispare din record. Ok. Să se bucure foarte mult. Deci noi nu o facem ca să te urmărim pe tine. Ok. Este pur și simplu pentru... Totdeauna e un trade aici, între convenience și security, da? Cu cât crești securitatea, în general scade convenience-ul. Cu cât crești convenience-ul, scade securitatea. Undeva trebuie să găsești balanța între cele două oricând. Așa e și cu, ok, ce vreau să se știe despre mine sau să nu. Cine va face aplicația aia care apăs pe buton și mă șterge peste tot din internet, ăla va face bani. Cei okay. care aveți startup-uri să vă gândiți. Apropo, da. Vox Technology Park. Da, avem un program, da, ne-am rugat când mai fac calul să-mi tragă două și să mai amintesc că când ceva. Și la Vox Technology Park ne-am gândit noi să oferim un spațiu la fel de cool pentru un startup din Timișoara. Există un program, Erica după poate să vă dea detalii. Înscrieți-vă, aveți o idee, aveți un plan de business. În decembrie vom avea un juriu care stabilește exact, care este independent, nu ține de noi, care stabilește care e cea mai bună idee de startup și tot și are birourile la noi în Vox Technology Park de la anul. Gratuite, 3 ani de zile. Înscrieți-vă. Deci orice idee aveți, dacă aveți, sau dacă nu aveți, sau aveți prieteni, sau așa mai departe, oricine poate participa. Mulțumim. Alte întrebări. Haideți cu pică. Spuneai despre diferența între studenții de azi și... Da. Bun, o să-ți dau câteva exemple, știi? Și...